територію Рашової Чимишлія, Чесателор, Богдановка Нов, Богдановка Вікіш, Дімітровка. Аста завіємо новініменти в Ділансарі, у дідем став план проєкт Нов, но Рашу Чимишлія, карі се номеште алерці пункт МД Чимишлія. Синтема патрілі ураш, дін Ріджуня Суд, шачинчілі дін Република Молдова. Vorbisem cu domnul Andrei Fornia, care reprezintă Asociația Obștească Media Point. Regiunea Sud este foarte activă, ce țin de proiectul DAC. Prezenți la evenimentul de astăzi este primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronache. Domnul Sergiu este reprezentantul președintele Asociației Obștești Media Point, domnul Andrei Fornia. Reprezentanții mass media este domnul Andrei Bargan, care reprezintă televiziunea a noastră, Cimișlia, și avem ziarul, reprezentantul prin redactor șef, domnul Ion Ciumeica. Evenimentul de astăzi va fi transmis live pe Privesc Eu, Primăria orașului Cimișlia, pe pagina Media Point, pe pagina Alert MD Cimișlia. Și deja pe Facebook-ul domnului primar și viceprimarul orașului Cimișlia, Gorban Olga. Lansarea evenimentului de astăzi și platformei Alert.md este posibilă cu suportul Open Government Partnership prin programul Uniunii Europene pentru Integritate, pentru parteneriatul estic finanțat de Uniunea Europeană. Cetățenii vor avea posibilitate prin platformă să raporteze o problemă la care serviciile trebuie să reacționeze mai prompt și mai imediat. Cetățenii vor avea posibilitatea să vină cu propuneri civice care vor sta la baza elaborării bugetului orașului Cimișlia. Și primărie, totodată, va avea posibilitatea să lanseze sondaje în format online. Astăzi, puțin timp înainte, a fost semnat memorandumul de înțelegere dintre primăria orașului Cimișlia, Sergiu Andronache, domnul primar, și președintele Asociației Obștești Media Point. Ca scop, memorandumul are siguranța și condițiile adecvate pentru implementarea cu succes acestui proiect, acestei platforme și prin intermediul se numește IT, da? Servicii digitale, care suntem în epoca serviciilor digitale. Primăria orașului Cimișlia să aibă posibilitatea să interacționeze cât mai prompt cu cetățenii orașului Cimișlia. Acum avem cuvânt primarului orașului Cimișlia să ne spună despre opinia sa, despre proiectul nou, platforma nouă care va fi lansată în orașul Cimișlia. Mulțumesc! Bună ziua, stimați cimișlieni, dragi colegi, participanți la acest eveniment. Doresc să menționez că primăria orașului Cimișlia mereu a fost deschisă și a pus accentul pentru transparență, pe nevoile și problemele cetățenilor. Comunicarea cu cetățenii mereu a fost și este un mijloc cel mai bun de aprobare și adoptare a deciziilor pentru primăria orașului Cimișlia. Alerte.md este o platformă online, un instrument digital care, după părerea mea, va spori și mai mult procesul de interacțiune dintre cetățeni ai orașului Cimișlia și satele arondate și primării, întrucât în ziua de astăzi cetățenii sunt mult mai motivați să colaboreze online decât să meargă la primărie, mai ales după perioada nevoioasă de 2 ani de pandemia cu COVID, în care nu aveam permisiunea să ne întâlnim fizic și să organizăm ceva. Prin intermediul acestei platforme, dumneavoastră, stimați cetățeni, printr-un singur click veți putea raporta problemele cu care vă confruntați, veți putea participa la diferite sondaje făcute de primărie pe diverse domenii și, desigur, veți putea lansa idei de inițiative care vor face orașul nostru mult mai frumos. Mulțumesc organizatorilor pentru lansarea acestei platforme online și finanțatorilor care au asigurat accesul gratuit de utilizarea platformei de către primărie. Alerte.md Cimișlia ne va ajuta să avem o colaborare și mai strânsă împreună cu voi, dragi cetățeni. Mulțumesc, domnule primar.
Sergiu Andronache, acum îi dăm cuvântul domnului Andrei Fornea, care ne va prezenta platforma propriu-zisă, ne arăta cum cetățenii poate să interacționeze cu primăria orașului Cenușlia și ce posibilități vor avea și primăria, cât și cetățenii. Mulțumim, doamna Gorban, stimate domnule primar Andronache, dar și prezentați mass media și cei care ne privesc online și sunt alături de noi de la distanță. Mulțumim pentru atenție. Desigur, suntem astăzi la Cimișlia, acolo unde lăsăm proiectul alert.media în al cincilea oraș din țară. Desigur, regiunea Sud pentru noi este o regiune foarte activă. Ne bucurăm că în această perioadă, atât în special primăria orașului Cimișlia, reușește și are timp de proiecte digitale, proiecte care vin să sporească transparența, să sporească comunicarea cu cetățenii. Alerte.media va fi în primul rând un spațiu de colaborare dintre cetățeni și primăria orașului Cimișlia, un spațiu de colaborare în care invităm pe toți cu ideile bune. Vă invităm să vă implicați online în discutarea problemelor localității, în sondajele care vor fi lansate de primărie și, în ultimul rând, în lansarea inițiativelor civice. Da. Înțelegem foarte bine că suntem, desigur, într-o eră digitală în care fiecare cetățean, și cu siguranță este cazul și celor din Cimișlia, este conectat la internet, fie că merge în transport public, fie că este la serviciu sau este acasă, cetățenii preferă, desigur, să interacționeze inclusiv cu autoritățile în era digitală și, desigur, pandemia ne-a arătat necesitatea de a colabora online și, prin urmare, ne bucurăm foarte mult și mulțumim pentru deschidere pentru aceste provocări digitale, cum le numim noi. Vreau să explic pe scurt ce este alerte.media. În primul rând, este o platformă de administrare inteligentă a orașelor. Da? Deci, platforma va fi administrată, este o platformă dedicată pentru orașul Cimișlia, a fost creată de organizația MediaPoint în parteneriat cu Primăria Cimișlia pentru a ne asigura că avem o platformă dedicată locuitorilor acestor oraș. Desigur, a fost o muncă în ultimele, probabil, 2 luni în care am dezvoltat platforma pe care deja este astăzi disponibilă publicului. Puteți accesa alerte.media/Cimișlia și să vedeți, da, deci cum vă puteți implica online. Vreau de asemenea să menționez și partenerul National Governor for Democracy, cu care am creat platforma în anul 2021. Deci o platformă care trebuie să fie disponibilă în fiecare oraș din țara noastră, pentru că acesta este deja un imperativ. În continuare, aș vrea să trecem nemijlocit la prezentarea anumitor obiective pe care ni le-am setat în cadrul acestui eveniment. În primul rând, este, inclusiv în Cimișlia, fiecare cetățean va avea un instrument de comunicare cu autoritățile. Sunt sigur că aceste instrumente au existat și până acum, fie că vorbim de Facebook și alte resurse de rețele de socializare. Și în discuția cu domnul primar am înțeles că sunt deseori discuții în care cetățenii caută orice metodă pentru a raporta anumite probleme. Desigur, vrem ca aceste lucruri să fie centralizate, să fie mult mai transparente, dar când vorbim despre o problemă, ea să fie pe platformă, să poată fi vizualizată absolut de toți cetățenii. Și exact acest lucru îl va face platforma alerte.media. În primul rând, avem 3 obiective de bază, să ne referim în special la îmbunătățirea procesului de interacțiune dintre primărie și cetățeni. În al doilea rând, avem, desigur, sporirea implicării în soluționarea problemelor. Desigur, platforma nu va face resursele financiare să fie mai multe, trebuie să înțelegem că capacitățile care sunt ele, desigur, rămân cele existente, dar cel puțin fiecare cetățean va putea primi un răspuns la sesizările care reale. Și în ultimul rând, desigur, dacă ne referim la modulul sondaje, invităm pe toți cetățenii să fie activi pentru ca să ajute primăria cu opinii. Un alt aspect foarte important ține de modul de funcționare și o să trecem rapid printre cele 3 module pe care deja sunt disponibile începând cu această clipă.
În primul rând este vorba de modulul de raportare online a problemelor. În cazul dat, noi, practic, cetățenii, da, vor avea ocazia să raporteze aceste probleme direct pe platforma online și să primească feedback din partea, să primească un răspuns din partea primăriei Cimișlia. Desigur, primăria Cimișlia va primi rapoartele și va veni cu un răspuns la ele. A doilea modul este modulul de inițiative civice, îl vom prezenta imediat chiar pe site. Asta înseamnă că cetățenii vor putea să, dacă au anumite idei bune pentru oraș, vor putea să publice aceste idei pe platformă, deci vor avea de azi înainte un spațiu în care pot publica aceste idei. Și de asemenea, cetățenii care susțin ideile pot să le voteze online, cu un singur click, de pe telefonul mobil sau de la calculator. Și nu în ultimul rând, modulul sondaje pe care îl vom prezenta imediat. În cadrul memorandumului care a fost astăzi semnat între primăria orașului Cimișlia și MediaPoint, desigur, organizația noastră dă în gestiunea primăriei această platformă. Primăria este cea care va administra în totalitate, deci va modera conținutul de pe ea și, prin urmare, se va implica în analiza sesizărilor online ale cetățenilor. Propun să trecem la platforma propriu-zisă, care este disponibilă începând cu astăzi. Pentru a accesa platforma, putem intra pe alerte.media. După care este o pagină de prezentare pe care cetățenii vor vedea o singură dată. Va trebui să selectăm din listă orașul Cimișlia, în cazul nostru, da, orașul suntem noi. Cetățenii mai au parte și de o descriere în care poate să înțeleagă ce poate să facă pe platformă, dar modulele despre care deja am vorbit și nu ne mai repetăm. În cazul dat, după selectarea orașului, o să vedem platforma. Ea este, desigur, fără conținut pentru că o lansăm în această clipă. Sunt careva probleme pentru care deja astăzi le vom discuta și anumite sondaje. Deci, prin urmare, alerte.media/Cimișlia este platforma dedicată pe care puteți intra începând cu această zi. Pe prima pagină a site-ului o să vedem harta cu sesizările cetățenilor. Este foarte important de a înțelege că pe hartă vor fi punctate, da, anumite sesizări care au fost făcute și ele vor apărea exact în locul unde se află problema. Pe lângă asta mai avem partea de modul de rapoarte care o să fie vizibil cu toate problemele existente și avem modulul de inițiative civice care, pe vreme ce vor fi mai multe, desigur le vom putea vizualiza pe toate. O să trec peste fiecare componentă în parte ca să înțeleagă cetățeanul cum poate efectiv să utilizeze platforma, iarăși fie vorbim despre calculator sau de pe dispozitivele mobile. În primul rând, modulul de rapoarte, dacă avem o problemă despre care vrem să aflăm care este statutul sau care este răspunsul, utilizăm formularul, butonul acesta roșu care se numește Raportează o problemă. Accesând acest formular, vom putea expedia primăriei solicitarea noastră, da, referitor la o problemă din oraș. Pentru asta este nevoie să completăm formularul, să oferim primăriei cât mai multe informații veridice, da, de exemplu, în primul rând alegem categoria, fie că este vorba că vorbim de drumuri sau de fondul locativ sau spații verzi. După ce am ales categoria relevantă problemei noastre, desigur, indicăm neapărat adresa unde este localizată problema și chiar o localizăm pe hartă. Este foarte important să localizăm această problemă pe hartă exact în locul în care considerăm că ea există. Da. După localizarea problemei, este necesar de a oferi o descriere suficientă primăriei, cât mai suficient și cât mai relevant. Și foarte important, și chiar îndemnăm cetățenii din Cimișlia să atașeze fotografii, dacă este cazul, poate pentru a da credibilitate acestei sesizări. Da? Nu în ultimul rând, avem și un formular și informații de contact care sunt opționale, deci cetățenii pot raporta și anonim, dar este bine ca să avem și informații, cetățeanul să lase informații de contact, ele sunt publice doar pentru primărie, deci nimeni altcineva nu are acces la această informație, nici măcar organizația MediaPoint.
Prin urmare, acesta este un formular de raportare a problemelor. Aceste probleme, o să deschid acum chiar un model de problemă pe care da, îl putem să vedem cum va fi el afișat. Deci, practic, fiecare problemă pe care o veți raporta de astăzi înainte pe site va avea așa o pagină care este creată dedicat. Asta va însemna următorul lucru. Vom putea vedea unde ea se află, vom putea vedea anumite fotografii dacă sunt publicate de utilizator. Aici vedem descrierea cetățeanului, care el a descris problema în măsura în care el a considerat oportun. Foarte important este să privim acest progres a raportului. În cazul dat o să vedem care este, da, deci care este statutul de soluționare. Da? Fie că am primit un răspuns, fie că este în proces de lucru sau fie că raportul este doar publicat pe site. Foarte important este modul de răspuns. Aici o să puteți vedea public, nu doar cetățenul care a raportat problema, dar și alți cetățeni pot să vadă comentariile primăriei la acest subiect. Da? Dacă avem, de exemplu, reparația unui stres, se vede exact când sau se vede care este statutul. Da? Fie că problema va fi soluționată peste o anumită perioadă de timp, fie că este o soluție de moment care este aprobată. Da? Prin urmare, vă invităm, după ce raportați problemele, să urmăriți pe platformă și aceste comentarii ale primăriei. Pentru asta, practic, este și platforma ca să avem această comunicare. Desigur, primăria poate veni câteodată și cu fotografii adiționale la aceste rapoarte. Cetățenii care au întâlnit aceeași problemă, nu este necesar să o raporteze din nou, să duplicăm eforturile, putem doar să oferim puncte de credibilitate, da? Accesând acest buton de credibilitate problemă. Da? Și respectiv, utilizând acest buton, putem să, da, deci ca cetățean să menționăm că problema mea a fost întâlnită de cetățeni. Acesta este modulul de rapoarte. El poate fi vizualizat și din meniul de sus, în care putem să vedem, de exemplu, doar rapoartele de pe o anumită categorie sau rapoartele dintr-o anumită perioadă de timp. Dar, cum spuneam, nu este doar despre probleme, de aceea vreau să prezentăm și modulul de inițiative. Este un modul în care cetățenii din Cimșlia pot să vină cu o idee bună pentru oraș și noi încurajăm acest lucru să se întâmple. Pentru asta, desigur, este la fel ca și la raportează probleme, este butonul lansează o inițiativă nouă. Da? Deci, accesând acest buton și completând un formular de aplicare, noi putem să lansăm o inițiativă care va fi publicată pe lepe.media Cimșlia. Pentru asta este nevoie, în primul rând, și cea mai important, să descriem, să completăm acest formular și să descriem cât mai bine inițiativa noastră. Vreau de asemenea să menționez că toate inițiativele care sunt lansate, la momentul dat avem o inițiativă pe platformă, inițiativele care sunt lansate au și un sistem de vot. Deci, cu cât mai mulți cetățeni vor susține această inițiativă, cu atât este mai clar că această idee este bună pentru orașul dumneavoastră. Da? Prin urmare, vă invităm inclusiv să, dacă vă place ideea, să susțineți prin vot aceste inițiative. Și în ultimul rând vreau să prezint modulul sondaj. Este un modul de implicare civică care este foarte comod, da? A fost creat pentru a fi foarte comod pentru cetățeni. Acum, când o să intrați pe alerte.media Cimșlia și o să vedeți sus cu verde un sondaj activ, să știți că acest sondaj activ este prezent pe platformă și noi ne putem implica în el. Prin urmare, la moment, de exemplu, avem un sondaj pe care chiar în acest clip puteți să intrați să-l votați. Da? De exemplu, cum considerați dumneavoastră, care acțiuni trebuie să fie prioritare pentru primăria orașului Cimșlia în anul următor. Da? Prin urmare, cetățenii pot să ajute cu aceste, prin votul lor, pot să ajute primăria pentru a înțelege care este percepția în general în oraș. Da? Prin urmare, vă invităm, votul este foarte simplu, nu este necesar niciun sistem de autentificare. Acum, chiar dacă vă aflați, puteți intrați, selectăm, de exemplu, eu nu o să votez pentru că nu sunt din Cimșlia, dar selectați opțiunea de vot, indicați doar vârsta și sexul și puteți deja să votați la acest sondaj. De asemenea, puteți să vă lăsați și opinia dumneavoastră.
De ce vă invităm să fiți activi prin, inclusiv prin acest modul al sondajelor? De asemenea, mai avem și o altă funcționalitate pe platformă, se numește notificări. Cetățenii care doresc să obțină notificări despre sondajele care sunt lansate, da, sau inițiativele care sunt lansate pe platformă, accesând acest buton de sus, din meniul de sus, pot decide la ce tipuri de notificări vor să se aboneze. Da? De exemplu, dacă sunt lansate anumite sondaje spre primărie, clicăm acest buton, indicăm adresa noastră de e-mail, alegem cât de des vrem să primim aceste tipuri de informații, fie că poate fi, de exemplu, o dată săptămână, dacă nu dorim prea des să primim prea multe informații, și veți fi notificați prin e-mail când primăria lansează un sondaj nou, respectiv procesul acesta de comunicare va fi mult mai simplu. Aceasta ar fost, practic, descrierea la platforma alerte.mie.mișlie. Desigur, în următoarea perioadă veți vedea, poate, și anumite materiale video, cum puteți să vă implicați pas cu pas. Însă procesul de raportare, procesul de participare în sondaje, cât și procesul de lansare a inițiativelor civice este unul foarte ușor. Și sunt sigur că va fi un spațiu de colaborare eficient. Ne bazăm, desigur, pe o bună credință a cetățenilor că vom utiliza aceste instrumente pentru a face orașul Cimișlia mult mai frumos, și cetățenii prin primărie se vor implica în dezvoltarea acestuia. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Andrei. Ca la final, domnul primar, ce părere aveți? Ce aș vrea să spun, că și noi cei din primărie suntem foarte curioși, în primul rând, cum va funcționa această platformă. Oricum, cred că va fi doar benefic rezultatul implementării acestui proiect, datorită faptului că noi suntem, oricum primim mesaje, mai ales eu pe pagina mea de Facebook, Messenger, Viber, WhatsApp, pe pagina primăriei, telefon mobil, SMS, telefon fix a primăriei, în care cetățenii încearcă să ne relateze care sunt problemele cu care se confruntă. Facem audiere cu cetățenii la lansarea mai multor, sau cei ce țin de interes a mai multor cetățeni, facem audieri publici. Cu părere de rău, nu prea vin la audieri publice, la consultări publice, dar această platformă sper și sunt sigur că va fi utilă atât copiilor care deja mânuiesc telefonul mobil, până la cei vârstnici, pentru că mă uit și statistica pe care o am în Facebook, văd că sunt persoane active care urmăresc atât pagina mea personală, cât și a primăriei, chiar și peste 65 de ani. De aceea, acest moment va fi, sunt sigur că va fi unul pozitiv. Ceea ce îndemnă cetățenii să fie activi pe această pagină pentru a putea soluționa cât mai urgent problemele pe care se confruntă. Spre exemplu, noi avem și o statistică, iată, cererile, în afară de ceea ce am menționat, avem și multe cereri depuse la primărie timp de un an și, hai să spunem, un an jumate, avem circa 9.000 de cereri la care să le dăm răspuns la cetățeni, și asta presupune într-adevăr o muncă, dar totuși împreună cu cetățenii putem soluționa problemele, să fim aproape de ei. Asta am încercat-o, încercăm și o facem și în prezent. Iar cetățenilor nu le rămâne decât faptul ca să fie activi, să vină cu propuneri constructive care să meargă doar pentru soluționarea problemelor și beneficiile orașului. Clar lucru, cred că vor fi și de ăștia care o să scrie pe această pagină alerte.media și
mai ales fiind în, în anul electoral și concurenți electorali o să fie, dar asta este rolul nostru, să dăm răspuns la toți, să argumentăm pozițiile noastre care sunt. Ceea ce mai vreau să mai adaug la final, că am făcut multe lucruri frumoase în oraș cu cetățenii împreună, că doar împreună putem face lucruri frumoase, să o continuăm tot așa, încă o cale mai ușoară, care este acest site, va fi alerte.media, de a ne ușura, sau nu că ne-au... Pentru până acum primeam eu doar mai mult, cel mai multe informații, dar acum o să fie specialiști implicați pe fiecare domeniu care o să dea răspuns prompt la toate problemele care sunt în oraș. Și nu în ultimul rând, clar lucru că acele inițiative bune care să vină din partea cetățenilor să le plaseze aici pentru a putea avea în vedere și alocarea de surse financiare pentru un sector oarecare. Deci eu văd doar benefic, să spun cu Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Mulțumesc mult, domnul primar. MediaPoint ne va asigura și în continuare și ne va consulta platforma, așa am înțeles eu, domnul Andrei. Da, da, da. Invităm cetățenii să fie cât mai activi, să participe la toate sondajele care vor fi lansate de primărie orașului Cineșvia, să veniți cu inițiative civice, care dacă vor fi cât mai multe voturi, da, pentru inițiativele dumneavoastră, vor fi, practic, luate în considerație pentru bugetarea activităților și lucrărilor orașului Cineșvia, bugetul orașului Cineșvia. Vă rugăm să vă abonați la toate notificările, cum vă poveste domnul Andrei, să vedeți totuși cu ce sondaje sau cu ce inițiative va lucra primăria orașului Cineșvia pe viitor. Vă mulțumesc mult, domnul Andrei, și echipii dumneavoastră, da, Uniunii Europene, pentru așa posibilitate care va avea primăria orașului Cineșvia, cetățenii orașului și trei sate care le-am numit. Cred că va fi foarte benefic pentru noi și pentru cetățeni, într-adevăr, să dezvoltăm orașul. Dumneavoastră tot vă plăureți, vă spuneți că suntem municipiu, noi tindem, da? Și cred că o să reușim cu echipa noastră. Vă mulțumesc mult la toată lumea și acum, din cei prezenți care sunteți, dacă aveți ceva întrebări la noi sau la reprezentanții MediaPoint, la platformă, dacă aveți vreo întrebare, da, poftim, domnul Ion. Două întrebări către organizatorii acestei platforme. Una, dacă va fi asigurată și folosire din limba rusă, ținând cont de fapt noi avem trei localități în componența orașului, unde se vorbește limba rusă, o întrebare și a doua întrebare, cum se va păstra informația, secretul, să zicem, în cazul când noi știm că este există anumite date când nu pot fi utilizate datele personale, să zicem, ale unei persoane și atunci dacă platforma cere vârsta, numele, prenumele, adresa și așa mai departe, cum se încadrează toate acestea în protejarea datelor personale ale cetățenilor? Mulțumesc! Mulțumesc, pot să spun, da? Începem cu a întrebare, că este mai simplă. Toate datele personale care vor fi publicate pe platforme, ele sunt stocate pe platforme, ele nu sunt publice. În cadrul acestui memorandum, primăria orașului Cineșvia va asigura, va fi cea care va administra această platformă și va asigura confidențialitatea datelor. Dar este important menționat că cetățenii pot să raporteze și fără acestea. Am creat și această posibilitate de a raporta probleme și fără a da informații despre tine, în cazul în care ai anumite temeri sau dubii. Da? Dacă vorbim de sondaje, cetățeanul este cumva obligat să lase vârsta și sexul pur ca informație statistică pentru primărie, ca primăria să poată să înțeleagă ce cetățeni au luat anumite decizii. Da? Dar aceste informații nu sunt, cel puțin la participarea în sondaje, aceste informații nu obligă cetățeanul să lase numele și prenumele, deci este doar vârsta și sexul.
Deci în aceste aspecte, cumva, cetățenii pot face în format anonim, cu toate că noi încurajăm totdeauna să se lase informații de contact, pentru că ar putea să existe, de exemplu, situații când primăria are o întrebare, poate că cetățean sau vrea să-l contacteze chiar direct. Tocmai din acest motiv a fost creat modulul ca cetățeanul să-și lase aceste informații de contact, dacă vrea să primească, poate, pe alte căi, anumite contacte. Referitor la platforma în limba rusă, vreau să vă menționez că acum platforma este doar în limba română, la momentul de față, desigur. Însă am avut solicitare inclusiv de la un alt oraș, care de la orașul Bălți, de a face platforma în cel puțin în două limbi. Și la momentul dat analizăm această oportunitate, nu pot să vă dau anumiți termeni, că cu siguranță va fi. Dar, de vreme ce Alert.com este o platformă națională și noi mergem mai multe localități din țară, înțelegem foarte bine că ar putea să fie o provocare în anumite regiuni și, prin urmare, vom lua cu siguranță în viitor decizia de a crea platforma cel puțin în două limbi. Da. Dar asta va fi în viitor, nu la momentul de față. Da. Mulțumesc, domnul Andrei. Mulțumesc. Mai are cineva întrebări? Poate și o întrebare. Deci, evident, m-ar interesa cum se va administra și dacă sunt unele filtre, restricții, comentarii, fiindcă noi cunoaștem pot apelea diferite medii licențioase și altfel. Aici vor intra multe lume. Una la mână, doi, cade această platformă sub incidența drepturilor de autor, fiindcă, mă rog, pot fi și aceste genuri și o întrebare. A spus fotografii, dar video nu permite, sau permite. Păcate, video nu permite, da. Fotografii, nu, da. Da, da. Poftim, da. Permite, da. Da, video nu permite de motiv că aceste informații, desigur, sunt foarte cantitative, da? Și grele, așa să spunem, într-un limbaj apropiat nouă. Mare, cetățenii pot să adauge până la 5 fotografii maxim. Cred că vor fi suficiente pentru primărie ca să-și dea seama dacă ne referim strict la primărie. De filtre, foarte bună întrebare, pentru că nu mi-a scăpat să menționez în discursul meu. Toate informațiile care apar pe platformă, ele apar pe platformă după ce sunt moderate de către primăria Cimișlia. Dar ele sunt moderate în măsura în care nu trebuie să conțină limbaj vulgar, necenzurat, în această măsură. Deci nu vă așteptați că primăria va da, deci va cenzura informația publicată de cetățean, atât timp cât se respectă regulile de utilizare a platformei, există reguli de utilizare a platformei, le putem accesa și le putem citi. Dacă sunt respectate aceste reguli, sesizarea cetățeanului va fi publicată. Domnul primar, desigur, a menționat de anul electoral în care venim. Desigur, noi nu ne dorim ca această platformă să fie utilizată în scopuri politice. Este o platformă dedicată cetățenilor. Ea trebuie să fie orientată strict pe discutarea problemelor, pe ideile și pe deciziile. De aceea, dacă vor fi inclusiv atacuri la persoană, ele nu sunt tolerate din oficiu, cum se spune, pentru că aceasta este menirea platformei, să nu acceptăm pe site conținut care este provocator, conținut care vine, de fapt, să atace persoane și să nu discute ideile din oraș. Cât despre drepturile de autor, vreau să menționez că, de asemenea, regulamentul de publicare a inițiativelor, cetățeanul, când publică fotografii, trebuie să se asigure că fotografiile îi aparțin și ne dă voie să le republicăm pe alerte.media. Aceasta este o condiție a platformei, desigur, care ne-am gândit. Iarăși este menționat în regulamentul nostru de publicare. Mulțumesc mult, Mării. Dacă va fi numită o persoană responsabilă de această platformă? Da, sigur, este domnișoara care alăture, domnișoara Sabina, este numită deja de domnul primar ca persoană responsabilă care va gestiona platforma alerte.md. Nei este și specialist în relații cu publicul și prima care va vedea toate va fi dumneavoastră. Dar după aceea, divizarea... După asta, divizarea la fiecare specialist de a răspuns funcția pe care o are. Da. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, da? Da. Închei. Da. Poftim, domnul Andrei. Să înțelegem că această platformă cu consimțământul organizatorului și primăriei este
pus la dispoziție și încă ar putea să folosească și ONG-uri locale care au proiecte locale în Cimișlie, sau sondaje, sau mass media locale, pentru că noi, de exemplu, media pe Cimișlie, arată media Cimișlie, la primii care se proiecte pe platformă, sunt eu subiectul despre un meu și să facem reportaj. Mulțumesc, domnul Andrei. Evident, cu trimiterea la sursă. Da, corect. Nu sunt întrebări, dar dacă o să-ți permit, nu o să-ți abonez. Sigur că da, orice cetățean este în drept să aboneze. Ne abonăm chiar și noi, ca angajați primării. Se referă aceasta la persoane fizice, dar și la persoane juridice. Sigur, sigur, dar nu avem limită de informații. Da. Mulțumesc mult! Mulțumim, da. Încheiem sesiunea de astăzi. Mulțumesc mult la toată lumea care a participat. Mulțumesc mult, domnul Andrei și echipei dumneavoastră care a fost cu noi astăzi. Mulțumesc!